În dosar sunt anchetați doi bărbați de etnie romă din Podcoava, administratori ai unei societăți comerciale. Potrivit anchetatorilor, aceștia sunt acuzați de evaziune fiscală și spălare de bani, fapte ce ar fi fost comise în perioada 2008-2011. Perchezițiile vizează probarea activității infracționale a unor persoane bănuite că ar fi înregistrat în evidența contabilă a mai multor firme cheltuieli nereale în vederea diminuării bazei impozabile. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de peste 3 milioane de lei. Suspecții ar fi creat un circuit financiar fictiv constând în creditarea societății cu sume mari de bani urmate de retrageri de numerar din contul societății prin formulare de ridicare numerar cu mențiunea plata achiziții diverse, precizează Poliția Olt într-un comunicat de presă. În urma perchezițiilor au fost ridicate mai multe documente pentru probarea activității infracționale. Cei doi bărbați au fost aduși la sediul IPJ Olt pentru audieri. Nu se vinovăță, verifică și să face un control de rutină și verifică și vede toată povestea care este. De unde i-a luat? De acasă? De acasă, da. În această după-amiază, cei doi bărbați au fost reținuți pe bază de ordonanță pentru 24 de ore.